Vă invit, dragii mei, să stăm ridicați în picioare ca să citesc Sfânta Scriptură. Și o facem pentru seara aceasta din cartea Exodul, capitolul 33, poate un cuvânt mai puțin obișnuit pentru un asemenea eveniment, pagina 97 în Biblie. Capitolul 33, începând cu primul verset și până la versetul 6 și după aceea de la versetul 12 și până la versetul 23. Domnul a zis lui Moise, du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului. Suie-te în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând, seminței tale o voi da. Voi trimite înaintea ta un înger și voi zvoni pe cananiți, amoriți, hetiți, fereziți, heviți și ebusiți. Suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere. Dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Când au auzit poporul aceste triste cuvinte, toți s-au întristat și nimeni nu și-a pus o doapere pe el. Și Domnul a zis lui Moise, spune copilul lui Israel, voi sunteți un popor încăpățânat, numai o clipă dacă v-aș fi în mijlocul tău, te-aș prăpădi. Aruncați acum podoabele de pe tine și voi vedea ce voi face. Copilul Israel și-a scos de pe ei podoabele și-a plecat de la muntele Horeb, versetul 12. Moise a zis Domnului, iată tu zici, du pe poporul acesta. Și nu mi-areți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Moise i-a zis, dacă nu ne-și însuți cu noi, nu ne lăsați să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când în aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața Pământului? Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Amin. Frăși și surori, prieteni dragi, sunt plin de bucurie și onorat în același timp, în această seară, să particip împreună cu dumneavoastră la închinarea înaintea lui Dumnezeu și la o sărbătoare pe care Biserica Domnului de aici o are. Cred că nu greșesc atunci când spun că suntem aici la sărbătoare. Și nu mă refer neapărat la faptul că undeva în calendar este scris pentru noi pe sărbătoarea 50-ii sau Rusalii. Ci mă refer la faptul că este o sărbătoare atunci când în fața Bisericii și în fața lui Dumnezeu sunt niște oameni care se consacră pentru Dumnezeu, pentru slujirea înaintea lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură că atunci când un singur păcătos se întoarce la Dumnezeu, este sărbătoare în cer. E adevărat, frații mei? De ce atunci n-ar fi sărbătoare și pe pământ, ci în cer la Dumnezeu, când niște oameni se pun la dispoziția lui Dumnezeu să-i slujească? Nu credeți că trebuie să fie sărbătoare? Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pe frații care sunt aici în față. Amin. Care iau responsabilități pe umăr de acum înainte și se angajează să-L slujească pe Dumnezeu în orice circunstanțe și până la sfârșitul vieții. Dumnezeu să ne binecuvinteze familie. Amin. Familie. Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta. Amin. Și să binecuvinteze Dumnezeu locurile pe unde vor ajunge slujindu-i lui Dumnezeu. Prin tot ce fac Dumnezeu să fie onorat. Deci, noi nu știu dacă dumneavoastră ați observat în Scriptură, că multe ori Dumnezeu are dificultăți în a-și găsi slujitori. Poate că nu sună bine. Dumnezeu are dificultăți. Noi oamenii avem dificultăți. Dar Dumnezeu care poate toate lucrurile să aibă dificultăți? Sigur, pentru că
Oamenii care înțeleg plenar greul slujirii, responsabilitatea slujirii, nu se avântă cu capul înainte, imediat pentru slujire. Nu-i problemă pentru Dumnezeu să fie mulți oameni care să vină la ordinare. Problema este să găsească Dumnezeu slujitor. Uitați-vă când a chemat Dumnezeu pe Moise până oară. A fost simplu să pornească Moise slujire? N-a fost un timp în care Dumnezeu a trebuit să stea în el, să-l convingă, să-i aducă argumente, să-l împingă într-un anume fel de la spate, ca să se pună în slujire înaintea lui Dumnezeu? Începea Moise să găsească o grămadă de scuze. Doamne, sunt gânda, Doamne, trimite pe altul, Doamne, sunt alții mai calificați. Când a vrut Dumnezeu să-l trimită pe Ieremia, aceeași poveste, aceeași problemă. Când a vrut Dumnezeu să-l trimită pe Gedeon, a zis, Dumnezeule, dar sunt neînsemnată, sunt mic, dintr-o seminție neînsemnată. Și atunci când sunt niște oameni care sunt la dispoziția lui Dumnezeu și zic, Dumnezeule, iartă-mă, trimite-mă, se merită să ne strângem în asemenea oameni. Se merită să îi punem pe lista noastră de rugăciune și să începem să le rugăm lui Dumnezeu pentru ei. Pentru că se apucă de un lucru extraordinar de dificil pentru împărăția lui Dumnezeu. Încă o dată spun, Dumnezeu să-i binecuvinteze și Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru dumneavoastră pe toți. Vreau să pun o întrebare și chiar dacă nu mă adresez individual celor care sunt aici în față și mai mult e o întrebare retorică. E o întrebare pe care aș vrea să vă puneți fiecare dintre dumneavoastră. Să răsune mintea dumneavoastră, să o purtați în inima dumneavoastră. Deci, băi, care credeți dumneavoastră că este nevoia principală acestor oameni? Sau slujitorul lui Dumnezeu? Prioritatea lor. Ce le-ar trebui în capul listei? Că multe lucruri sunt necesare pentru slujitor. Ce-ar fi în capul listei? S-ar putea să ziceți, au nevoie de școală ca să fie slujitor. Eu nu vreau să neg înseamnă această valoare a școlii. Dar uitați, Iuda a stat 3 ani și jumătate într-o școală specială. E adevărat? Școala Domnului Iisus Hristos. Și vă întreb dacă Iuda a ajuns vreodată să fie un pescar de oameni, cum a zis Domnul, vreau să vă fac pescar de oameni. A jos? Toată școala pe care a făcut. Alții ar putea să ziceți, slujitorul are nevoie de mașină. Da? Nu știu pe unde se vor duce să lucreze și cum mai pot merge cu bicicleta. Sau pe jos, când se duceau. Lucrarea, viața, are un alt ritm acum. E nevoie de mașină. Nu e o nevoie și asta. Alții ar putea să ziceți, au nevoie de apreciere. Și m-am înțeles că biserica din Mărăș încearcă să-și aprecieze slujitorii. Și mă apreciez și eu pe toți. Dar în capul listei. Care este nevoia numărul 1, prioritatea numărul 1 ca nevoie pentru slujitor, dragii mei? Știți care este? Însoțirea Divină. Însoțirea lui Dumnezeu. De ce credeți dumneavoastră că a zis Domnul Iisus Hristos către ucenicii care l-au urmat 3 ani și jumătate? Nu veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, Samaria și până la marginea pământului? Adică duceți-vă! Dar înainte să vă duceți, stați! Stați necucere! Ca să fiți îmbrăcați cu putere de sus. Pentru că nevoia numărul 1 a unui slujitor al lui Dumnezeu este însoțirea divină. Și a zis Moise aici către Dumnezeu, Dumnezeule, tu zici tu pe poporul ăsta, dar pe cine trimiți cu mine? Dacă nu fii tu Dumnezeu, eu pun pușca jos. Adică mă las de slujit. Dacă tu, Dumnezeule, nu mă însoțești și zici așa, se putu pe poporul ăsta. Nu plecăm din locul ăsta, nu ne lăsa să plecăm din locul acesta. Pentru că nevoia noastră, Dumnezeule, este însoțirea ta, să fii cu noi în fiecare zi, la fiecare pas. Dacă marele noi s-a simțit că asta e nevoia principală, dragii mei, da, bine,
Marcel, Sandu, de ce l-am cunoscut pe nume? Ce este nouă această nevoie? Însoțirea lui Dumnezeu. Și despre asta vă spunesc că această Căutătorul Domnului, dragi mei, despre el. Nevoia de însoțire divină a unui slujitor al lui Dumnezeu. De ce e nevoie de asta? În primul rând, pentru că însoțirea divină, însoțirea lui Dumnezeu, îl califică pe un slujitor să provoace oamenii la pocăință. Dragii mei, vorbește aici Dumnezeu după Moise ceva de podoabe. Nu vreau să facă cum teologia podoabe, asta mi-am propus. Dar vreau să vă spun că pentru ei podoabe însemnau prin creare un fel de idol. S-au întors cu inima de la Dumnezeu cel adevărat spre alți Dumnezei. Și purtau cum știau ei mai bine și cinsteau cum știau mai bine. Și a zis Dumnezeu către Moise, spune-le acestor oameni să-i pună deoparte. Adică să se pocăiască. Uitați-vă dumneavoastră, când s-a ridicat pe Botezătorul un om ciudat, mesajul lui a fost acesta, pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Când i-au dat capul la Botezător și l-au redus la tăcere, a venit Domnul Iisus Hristos și a continuat același mesaj, pocăiți-vă. Și vă trebuie să facem de cei care vorbesc. O zici, fraților, ce să facem cei care au rămas cu și minimalul de Cuvântul lui Petru? Pocăiți-vă! Ce înseamnă pocăiți? Înseamnă să te întorci de la viața lumească, de la idoli, de la trăire fără Dumnezeu, să te întorci la Dumnezeu, să te întorci la un alt stil de viață, la o viață nouă, o viață cu Dumnezeu. Dar vă întreb, frații mei, oricine poate să facă provocarea asta să spună, pocăiți-vă? Iar oricine, frații mei? Nu, Moise putea să o spună. Iisus putea să o spună. Apostolii puteau să o spună. Predicatorii cursului istoriei au putut să o spună. Oamenii ai lui Dumnezeu pot să o spună. Pentru că nu pot să cere altora să se pocăiască dacă tu nu ești într-o relație bună cu Dumnezeu. Tu nu poți să cere altora să lase păcatul dacă tu n-ai lăsat păcatul. Nu poți să cere altora să lase idolii dacă tu n-ai lăsat idolii. Nu poți să cere altora să vină la Dumnezeu dacă tu n-ai venit la Dumnezeu. Dumneavoastră, credința să faci mei. Însoțirea lui Dumnezeu te califică pentru ca să provoci oamenii la pocăință. Nu altfel? Dacă nu este fariseism, este demagogie, este ce vreți dumneavoastră? De ce credeți că Domnul Iisus Hristos a zis noroade lui Israel, celor care au vreaș la noi, când vorbea despre farisei sau despre preoții de atunci? Ce fac, ce zic ei să faceți, nu? Dar știți care e marea lor problemă? Ce zic, ce vă zic, vouă să faceți, nu fac. După fapte, nu vă luați. Ei sunt descalificați de faptele lor. Și vreau să vă spun, dragii mei, motivația oamenilor de atunci de a urma mesajul lui Dumnezeu era scăzută din cauza faptului că cei care predicau nu erau oameni care se consultirea lui Dumnezeu, erau niște farisei, formaliști la Dumnezeu. Despre o mamă care s-a dus odată la Gandhi, cu băiatul ei. Gandhi a fost un mare înțelept indian. Inițiativul e începutul luptei pașnice pentru drepturile omului. A fost nominalizat de vreo 4 ori pentru premiul Nobel. În fine, omul acesta era un înțelept și era căutat. Și mama asta cu copilul s-a dus la Gandhi să-i dea un sfat. Cum să se lase copilul ei de amâncaza? Amâncaza în exces. I-a spus povestea și Gandhi a zis, nu o săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare a venit mama cu copilul și Gandhi a stat de vorbă. Copilul a încercat să-i spună care sunt, mă rog, necazurile dacă rămânești dar în exces. Și mama a zis, dragi, Gandhi, la sfârșit, bine, domnule, dar de ce mi-ai spus să-ți dea lucrurile astea simple? Săptămâna trecută. De ce acum? De ce am trecut să mai trag o săptămână? De ce mi-ai spus atunci? Este Gandhi pentru că eu atunci tot mai mâncasem zahăr. Înțelegeți? N-aveam cum să-l sorbesc pe ăsta să se lasă de zahăr pentru că tot mai mâncat zahăr. N-ai cum să spui altora să se lasă de păcate dacă tu nu te-ai lăsat de păcate. Dacă nu trăiești în compania lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, dacă nu te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu, n-ai cum însoțirea divină te califică să te la pocăință. Și vreau să vă întreb, dragii mei, este nevoie de bărbați care să se ridice noi
din asta să strige ca Ioan Botezătorul în pustiua doartă, pocăiți-vă! Să nu zile că ce vreau, că pocăiți înseamnă veniți la mine prostă. Pocăiți înseamnă veniți la Dumnezeu. Asta înseamnă pocăiță. Veniți la Dumnezeu, întoarceți-vă la Dumnezeu. Deci, e nevoie de soțirea divină pentru că asta califică pentru provocarea la pocăiță. În al doilea rând. E nevoie de soțirea divină pentru că asta califică pentru slujba mijlocirii. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră cu ce trebuie să facă primul interes la ascultat la pe păstorul bisericii și spuneți o problemă. Sunteți oameni care să facă ascultat pe păstor? Sau pe cineva din cuvintele bisericii? De ce ascultă? Ați scris vreodată vreun bilet aici la vorba acesta să ziceți, fraților, rugați-vă pentru mine sau pentru casa mea sau pentru situația mea. De ce ați făcut-o, dragii mei? Ați avut nevoie de cineva care să se ducă cu problema dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu, nu? Să facă slujba mijlocirii. De adevărat, frații mei. Dumneavoastră știți până unde a dus Moise slujba mijlocirii înaintea lui Dumnezeu? Pentru poporul acela știți până unde? A zis, Dumnezeule, dacă tu nu ierți poporul ăsta, dacă tu vrei să nimicești poporul acesta, mai bine șterge numele meu din cartea vieții. Noastră asta, Doamne, șterge numele din carte vieții, dar nu mântuiește poporul ăsta. Spune care era. Moise a făcut. Pentru că a înțeles perfect. Dragii mei, ca fi slujitor înseamnă a depune înaintea lui Dumnezeu pentru oamenii pe care slujești. Înseamnă să porți pe inimă o povară pentru oamenii care sunt în pericol, care n-au o altă soluție, care nu știu să se ducă la Dumnezeu. Nici măcar n-au la Dumnezeu. Te duci la cineva care are cu el însoțirea lui Dumnezeu. Stă în prezența lui Dumnezeu. Știți că într-o zi Marcuheu a aflat vestea pe Haman a pus la cale masacrarea ideilor din cetate și din tot Imperiul. Știți asta? Ce-a făcut Marcuheu? I-a trimis vorba Estere și a zis, du-te tu la împăratul. Dar de ce tu, Estere? De ce este asta? Pentru că poate face slujba mijlocirii cineva care are acces la împăratul. Nu poate face slujba mijlocirii oricine. Pricepeți, frații? Cineva care are intrare la împăratul poate face slujba mijlocirii. Și vreau să vă întreb, a reușit este la slujba mijlocirii? A postit diavolul, a postit sfârșnicele, a postit ideile la care a ajuns chestia asta și a zis ea, în ciuda legii, nu ești cuvânt, deci care îi dedicea să se ducă din proprie inițiativă a împăratului. A zis, mă duc și s-a dus. Și a câștigat. A făcut slujba în mijlocirii pentru că avea intrare la împăratului. Când Iosif era în temnică legii, și într-o dimineață i-a văzut pe doi tovarăși de-ai lui de temniță că s-au sculat, s-au trezit în dimineața aceea altfel, mai abătuți, mai fără chef de viață. Iosif s-a îndreptat și a zis, care e problema voastră? Vitalul și bani cu împăratul, el a luat în temniță. Și a zis, vitalul l-am avut un vis, și a zis, bani l-am avut un vis. Și a zis Iosif, vitalul lui, tu după trei zile mi-ai spus de aici, mi-ai fi ținutat. Și a zis, parnicului lui după trefine, mi-a zis, deci el nu sunt pus înapoi în slujbă. Și acum mi-a zis ce a trebuit să vă spun. A zis, eu sunt de prea parnic, când vei fi pus iar în cinste, pune o vorbă bună pentru mine. Întrebarea pe care o pune este următoarea. De ce mi-a zis, spitalului, om, să gândești tot de aici așa, din care ai după tine, pune vorbă la împăratul pentru mine. De ce a zis, spitalului? De ce parnicului? Știți de ce? Pitarul nu mai era în grațiile împăratului. N-avea cum să mijlocească pentru el împăratul. Nu mai era în grațiile împăratului. Cel care era în grațiile împăratului era paharnicul. Și după ce s-a dus la împăratul și-au trecut ani de zile, într-o zi, dragii mei, paharnicul ăsta și-a dat peste frunte și a zis, mi-aduc aminte de greșeala mea. Este temnița unui nevinovat. Și-a pus
lucrul ăsta, știți, dragii mei, nu? Pentru că era de data asta în grație împăratului. Să vedem la Biserică. Când Domnul Iisus Hristos și-a strâns roadă pe lângă sine ucenicii în seara cinei, la un moment dat, în timp ce se derula cina respectiv, a zis Domnul Iisus Hristos, unul dintre voi vă va vinde o pomă. Dar un rog Domnul de 3 ani și jumătate. Pe care cam știau ce pot ceilalți. Dar până acolo nu s-a gândit niciunul dintre ucenici că poate care vrea să ajungă să vândă pe Domnul lor. Și atunci întrebarea care se punea logic era cine-i vânzătorul? Și ce spune Evanghelistul Ioan? Pentru că eram de la într-o parte a mesei, s-a uitat la Ioan, era aproape de Domnul și cu capul de iar cu Domnul și a zis, a făcut un semn, neamă. Dar de ce să întrebi eu? De ce nu întrebi eu? De ce ai nevoie de mijlocitor? De ce nu te poți pe Ioan să pună întrebarea învățătorului care e vânzătorul? De ce nu întrebi tu din capăt, tu ce de masă? De ce? Pentru că Ioan era mai aproape de Domnul, era ucenicul pe care îl iubea Domnul. Înțelegeți? Din cauza asta! Ei bine, frații mei, slujitorul lui Dumnezeu care are soția divină este calificat să facă slujba mijlocirii. Este aproape de Dumnezeu. Are intrare la Dumnezeu, dacă vreți. Are acces la împăratul. Vă întreb, nu-i nevoie de asemenea slujitor? Ce înseamnă să faci slujba mijlocirii? În ceea ce sunt. A face slujba mijlocirii înseamnă să te duci des și să stai mult înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă. Să te duci des și să stai mult. Să bați la porțile cerului pentru cei din jurul tău pe care slujești, ducându-te des la porțile cerului și bătând cu insistență la porțile cerului. Și mai încă ce vreau să-ți spun, făcând apel la credința ta în Dumnezeu. Uitați ce a zis, ce a zis Moise aici. Gândește-te. O să-ți spun cum vorbește Moise cu Dumnezeu. Care vreau să putea vorbi cu Dumnezeu așa? Gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Dar nu știu asta, Moise. Pentru că Dumnezeu i-a spus că ăsta e neamul lui. Și Moise l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Și a făcut apela credința asta că neamul acesta este al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu trebuie neapărat să aibă ceva pentru neamul acesta. Nu poate lăsa de izbește. L-a scos din Egipt, l-a trecut peste mare, l-a pins în pustiu și lasă să moară în pustiu. Gândește-te, Dumnezeule, că ăsta e neamul tău. Vă întreb ăsta de aici, e neamul lui Dumnezeu? Sunt slujitori care este chemat să facă slujba asta în mijlocirii pentru neamul lui Dumnezeu, care traversează pustiul. Simțiți că traversează pustiul, frații mei? Simțiți? Vai și ce arde pustiul acesta! Când modele în lumea acestea roiesc cu grămadă, pentru că Domnul se spunea, în domeniul cântării, în domeniul oratoriei, retoricii, în domeniul ținutei, în domeniul tot ce vreți dumneavoastră, stilul de viață. Când toate acestea ne agresează stilul de viață creștin, avem nevoie de cineva care să stea înaintea lui Dumnezeu, care poate lor îi supăra pe noi, să spună Dumnezeule, adu-ți aminte că ăsta-i neamul tău. Oamenii care traversează pustia, poate au căzut în disperare, poate și-au pierdut orientarea, poate Dumnezeu le s-a rătăcit. Doamne, dar gândește-te că e neamul tău. Nu trebuie pe cumva spune, la treilea rând. Soția divină înseamnă acces la secretele lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb pe slujitor și pe dumneavoastră, pe toți, dacă sunteți în locul acesta vreun care l-ați pătruns pe Dumnezeu pe deplin, dacă îl cunoașteți pe Dumnezeu pe deplin,
Eu îl slăvesc pe Dumnezeu pentru că mi s-a descoperit și dumneavoastră sunteți oameni aici cărora Dumnezeu mi s-a descoperit. Că de asta sunteți aici. Ce credeți? Dar niciunul dintre noi, dragii mei, nu-L cunoaștem pe Dumnezeu numai măsura care Dumnezeu trage pe deaua. Și ne permite să privim prin fereastra cerului și să vedem cine este El. Dacă Dumnezeu trage un centimetru, atât îl putem pricepe. Dacă trage 2 centimetri, atât. Dar nu avem acces numai în măsura care Dumnezeu permite lucrurile. Și a zis Moise către Dumnezeu: voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Dar nu vei putea să mă vezi în față, nu vei vedea în spate. Și undeva mai sunt despre vorba și despre faptul că Dumnezeu îi va descoperi pentru noi ce are de făcut. Deci, mente, Dumnezeu este un Dumnezeu care are lucruri ascunse. Și când Domnul Iisus Hristos a stat de la Tatăl la un moment dat, a zis, era un Tată, Doamne, al Cerului și al Pământului, că ai ascuns aceste lucruri. De ce înțelegi pricepuți? Și le-ai descoperit. Sunt oameni care au avut acces la lucrurile astea ascunse. Dar, frații mei, Apostolul Pavel a zis la un moment dat, nu vreau să nu știți o taie. Adică un secret. Care dintre dumneavoastră a știut secretul ăsta lui Dumnezeu până când l-a scris Pavel în Scriptură? Nu vă marcă ochii toți. Dar toți vă fi schimbat. A știut că elementul ăsta, secretul ăsta lui Dumnezeu? Mă duci la și de mine. Era secretul lui Dumnezeu. Pavel a avut acest lucru. Sau când scrie Romanilor, capitolul 11, zice Pavel așa, pentru că să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta, secretul acestui. O parte din Israel a văzut în pietrele care va ținea până va intra numărul de plină a iamurilor. De care a spus secretul ăsta? În acest pietre. Pentru că a avut Pavel acest lucru. Nu? Omului Dumnezeu care are soția divină are acces la secretele lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu îi le descoperă. Dumnezeu trage pe deaua ca să-L cunoască. Și apoi care ne minunăm când vine cineva aici la fond și ne ia până secretele lui Dumnezeu. Pentru că e mai deștept decât alții din biserică. Ăsta nu putea să n-ai vorbi. Atâta școală cât au alții din biserică. Dar te pune în față secretele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu te ia descoperit. Are în soția divină. Dar poate să vă întrebați și ce importanță are faptul că avem sau nu avem această secretă de Dumnezeu. Trebuie să aude. E important sau nu e important? Nu putem să liniștiți acolo pe bancă fără să-mi bat capul cu secretele lui Dumnezeu. Eu nu văd de viața mea. Mă duc la școală și la muncă, trăiesc, mă însor, mă mărim și îmi duc viața. E important să știu secretele lui Dumnezeu? Frații mei, ascultați-mă. Sunt momente în viață când dacă nu avem acces la secretele lui Dumnezeu, suntem terorizați de frică. Ascultați-mă bine. Spune Biblia în Biblia asta despre Păratul lui Israel, despre Saul, primul Părat al lui Israel. Să-l dați și Gălat a văzut oastea în misterioare. Ca și cum dumneavoastră ați vedea un nor întunericosul de valor zonă pe tine spre dumneavoastră, o furtună năprastică, gata să mă măture. Ce faci atunci? Când Petru, care pășea pe ape, din cauza faptului că a crezut cuvântul Domnului, s-a uitat doar de la vară și la furtună, a început să se scufunde. Știți care a fost primul cuvânt pe care l-a scos din gură? Doamne, scapă-mă! Sau când a văzut oastea asta, înainte, a fost să aibă acces la secretele lui Dumnezeu, să știe de la Dumnezeu ce are Dumnezeu de pe să facă. Și ce s-a întâmplat? N-a avut acces. Nici prin profeție, nici prin vise, nici prin limbi, nici prin cuvinte. Nimic! Cerul tăcea! Dumnezeu a închis ușa cerului ca omul ăsta să aibă acces la secretele lui Dumnezeu. Să știe din partea lui Dumnezeu ce are de gândul
Dumnezeu să facă și ce așteaptă Dumnezeu să facă. Și omul ăsta era terorizat de frică, pentru că cerul a trecut. Vi s-a întâmplat un lucru acesta? Sau atunci când avem acesta secretele lui Dumnezeu uneori, ne trezim dezorientați, fără direcție. Și ne trezim că ne lăsăm duși de alții într-o direcție nepotrivită. Pentru că Dumnezeu, care vine aproape de noi, dragii mei, vine aproape și să ne arate direcția. Și avem de făcut în control să ne ducem. Pe ce crezi să umblăm în aceasta? Dumnezeu este Cel care ne arată. El este Cel care ne luminează drumul, calea pe care să umblăm în viață. Dumneavoastră nu așa umblați, nu Dumnezeu, frații mei. Dar dacă avem acces la secretele lui Dumnezeu, suntem dezorientați? Spune a doua carte a împăraților, la capitolul 3, că Ioram, împăratul lui Israel, s-a unit cu Iosafat, împăratul lui Israel, de la război. Și cel care a dat domnul a fost Ioram, dar Ioram era un om fără Dumnezeu, că a dat era soția divină, și Iosafat, când a primit provocarea asta, pentru că de la feciorul Ahab, cu care el era într-un alt fel în pustie și mai făcuse alianțe. Când Ioram, care spunea de la cel a primit răspunsul afirmativ din partea lui Iosafat, Iosafat a zis, pe ce nu mă apucăm? Pe cine să ai suntem? Pe ce nu s-a pus? Pe Ioram. Altă dată a zis lui Ahab, vreau să-l întrebăm pe Dumnezeu. Adună proroce să ne spună Dumnezeu pe ce nu să merge. Și acum îl întreb pe Ioram. Domnul ăsta care nu l-are cu el pe Dumnezeu, nu l-are cu el pe Dumnezeu, îl întreb pe ce nu mă apucăm. Ioram a zis pe Dumnezeu nostru. Nu-i pus tu e Domnul. Și pe ce Domnul a dus ăsta la mine? După 7 zile s-au mutat în pustie. Nici tu apă, nici tu resurse, dacă l-ai întrebat pe Ioram. Omul ăsta nu l-a dat pe Dumnezeu și l-a dezorientat. Și când un dezorientat încearcă să călăuzească pe alții, n-are unde să ducă decât în pustiu, frații mei. În dezorientare. A fost nevoie de un moment de luciditate lui Iosafat, care a zis în momentul acela, acum după ce l-am întrebat pe Ioram, vreau să-L întreb pe Dumnezeu. Nu este pe aici un proroc care să-mi spună ce am de făcut, în ce direcție să o iau, care sunt următoarele pași pe care se fac și cineva zice este aici în biserică. Să fie aici în biserică. Vă aduceți aminte care a fost cuvântul Elisei? Primul cuvânt al Elisei, către Ioram. Dacă nu aș avea în vedere pe Iosafat, pe omul ăsta care mă am referit, care o dacă nu aș avea în vedere pe Iosafat, la tine nici nu m-aș uita. Auziți, frații mei? Poate uite, te-a lăsat să te duci pe drumul tău pe care ai vrut să te duci, cum te-a dat pe tine, capul să te duci, să vorbi în pustiul ăsta. Dar îl am în vedere pe Iosafat. Din cauza asta vine Etiopia. Este una care are aproape de Dumnezeu. Care are soția lui Dumnezeu. Și încă urmă foarte repede, frații mei, din vreo de la trecut. Răsoția divină este cea care face diferența. Ascultați-mă ce-a întrebat Moise aici. Prin ce vom fi noi deosebiți? Începeți? Biserica lui Dumnezeu, frații mei, care se adună duminica la finale, sau joia, sau când va plăta la finale, credeți că trebuie să fie deosebită de lumea asta? Sau nu trebuie? Dar sujitorul lui Dumnezeu trebuie să fie deosebiți de alți oameni. Nu așa că există ceva care face diferența între un cântăreț și un alt cântăreț. Poate ziceți talentul sau pregătirea. Între un predicator și un alt predicator. Nu așa că există ceva care face diferența. Între un păstor și un alt păstor. Între un diacon și un alt diacon. Și aș putea să mă duc nu doar la slujbe din astea care zile noastre sunt publice. Este ceva care face diferența. Și vreau să vă spun, dragii mei, nu școala, nu abilitatea, nu experiența. Deși toate astea sunt importante și experiența își pune cuvântul. Și abilitățile își pune cuvântul. Dar ceea ce face diferența este însoțirea lui Dumnezeu. Faraonul Egiptului, Rădurii Apocătului, se mai s-a dubis. Prima dată, niște vaci. Grase,
ceva cistoare care au venit pe cele rase, au fost 17 pline, 17 coare și apoi au venit pe cele pline. Cine dă tărmăcile acestui ris? Atunci și-a adus aminte paharnicul de Iosif. Și-a venit Iosif. Și-a spus, împăratea asta înseamnă 7 ani pe jur, 7 ani foame de el. Bun, bun. Sunt 7 ani de jur, 7 de foame de el. Dar ce-i de făcut? Și-a zis Iosif, înțeleg. Care să știe să gestioneze pielea voastră de Iosif. Nu să vă trebuie, dragii mei. Ce-a făcut diferența în perioada de foame dintre Egipt și țările de jur? Țările sau împrejurimile Egiptului mureau de foame. Resursele s-au terminat. Proviziile s-au terminat. Și în Egipt era Belșug. Se duceau cu grămadă cei din jur în Egipt să cumpere merinde. Ce face diferența? Un om care are în el Duhul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Iosif l-a provocat pe împărat să iau un om, împăratul a zis așa, am putea regăsi un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu. Nu fați bine. Ce face diferența între unul și altul este însoțirea divină? Fariseii pe vremea Domnului Iisus Hristos erau școliți. Iau școli teologice bune atunci. Pavel a învățat la una dintre ele, la Universitatea lui Gamaliel. Și cu toate acestea, că era un orator bun, teologi foarte buni. Când apoi de aceasta au dus în plinte pe Domnul Iisus Hristos, au rămas fascinați de predicarea Domnului. Nu pentru că a fost undeva la școală. A zis, omul ăsta vorbește altfel. Dar ce face diferența? Uitați-mi, ce a făcut diferența? Faptul că tot zis s-a coborât din cer de la Dumnezeu, ungerea Duhului, când a zis Duhul lui Dumnezeu este peste mine. Căci m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Asta face diferența. Între ce predicau doctorii din vremea aceea, doctorii în teologie, dacă vreau să spun așa. Și ce predica Domnul Iisus Hristos. Ungerea divină, prezența soției lui Dumnezeu. Că Duhul lui Dumnezeu a venit peste el să vestească. Vă rog, Domnule, ca oamenii aceștia de ei în față și toți slujitorii lui Dumnezeu să înțeleagă, frații mei, că nevoia după lucrul este însoțirea divină. Asta e nevoia lui Dumnezeu. Ce mai devin după aceea? Că facem școală foarte bine, că studiem în fiecare zi foarte bine, că suntem la curent cu răutățile și cu interpretările teologice foarte bine. Eretice sau filozofice. Foarte bine! Dar nevoia numărul unu, dragii mei, este însoțirea lui Dumnezeu, ungerea divină. Dumnezeu să rădărească din plin acestor oameni.